Dragii mei, aș dori să pun o întrebare înainte de a începe studiul nostru din această seară și de a ne ruga. Înainte să putem trece la acest cuvânt de studiat și care ne va pregăti sufletele, aș dori să ne gândim la un aspect sinistru, dar atât de necesar din istoria catastrofelor aviatice. Trebuie să vă spun că zborul cu avionul rămâne totuși o aventură. În ciuda faptului că un om poate muri într-un accident de mașină oricând, de acasă și până la magazin. În ciuda acestui fapt, zborul cu avionul rămâne totuși o aventură. Și fiecare nou zbor este o nouă experiență în viața noastră. Dar în istoria catastrofelor aviatice, care este cea mai importantă lucrare care se face după o astfel de nenorocire? Bineînțeles, au fost căutați supraviețuitorii sa. Ce se face? Care e prima, prima lucrare? Cea mai importantă lucrare? Așa este. Găsirea cutiilor negre. Se caută pe fundul oceanului, se caută în jungle, se caută peste tot să fie găsite cutiile negre. Explozia navetei Challenger, deși a trecut de mult, continuă să angajeze mii și mii de specialiști din lumea întreagă. De ce se caută aceste cutii negre? De ce se studiază toate detaliile exploziei navetei care a venit aici? Care este, cine poate să-mi să dea o mână de ajutor? De ce așa cheltuială imensă, după ce totul s-a petrecut deja? Ce să mai faci acum? De ce? Oamenii vor să știe cauzele, vor să știe care a fost punctul slab al problemei, de unde a venit nenorocirea și vor să știe care sunt căile ca să evităm pe viitor așa ceva. Deja, navetele viitoare care vor zbura acum vor fi inspectate. Când vor ajunge la stația orbitală, prima pleacă foarte curând înapoi acolo. Când vor ajunge la stația orbitală, vor fi inspectate toate plăcuțele acelea protectoare termoresistente, ca să nu se mai treacă a doua oară prin nenorocirea care s-a trecut, pierderea acestor vieți omenești și șocul teribil prin care a trecut națiunea și lumea. Dar se caută cutiile negre. Ce facem noi după o catastrofă în viața noastră? Ieremia spunea că Satana îndeamnă pe om să comită un gest de-a dreptul nebunesc. După ce a avut loc o astfel de catastrofă spirituală în viața noastră. Că orice păcat este o catastrofă în viața noastră. Noi îl tratăm poate cu ușurătate, îl trecem cu vederea, îl comparăm cu alții sau cu altele, dar nu ne dăm seama că am trecut pe lângă moarte și moartea a trecut pe lângă noi și ce nenorocire poate să însemne să însemneze acest lucru. Dar arată în, în cartea prorocului Iremie, zice, te ștergi la gură ca și când n-a fost nimic. cauți să-ți adormi, să-ți tranquilizezi conștiința. Cauți să justifici. Da, asta am făcut, că am fost nervos, că am fost mânios, că am fost așa. Sâmbătă după amiază o să avem un studiu extraordinar din cartea lui Iov. Vă rog să începeți să vă pregătiți foarte serios, dați telefon la frată, o să dăm un examen destul de serios. Eu la un moment dat, aduce ca justificarea cuvintelor pe care le spune suferința prin care trece. Doamne, sunt atât de bolnav, dacă mi-ar cântări cineva durerea, n-ar mai m judeca pentru ce zic. Spune el. Mai târziu tot el spune nou. Nu era cazul să fac așa ceva. Indiferent cât mă durea, nu era cazul să spun ce am spus. Ce facem noi după o, după o nenorocire, după un păcat din acesta? Trecem în gramă mai departe? Așteptăm ziua următoare? N-ar trebui, dacă acești oameni umblă și, și scormonesc apele și pământul și scot cutiile negre și descifrează ce s-a întâmplat și studiază fotografii și mișcări și tot, 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 tot. tot N-ar trebui să ne dăm și noi un pas în spate și să ne punem întrebarea, Dumne, de fapt, ce m-a dus pe mine să fac fapta asta rea? Ce m-a împins pe mine să zic cuvintele acestea? La așa ceva s-a referit Isus când a zis, dacă v-ați judeca singuri, Însemnează să stai frumos, liniștit la masă sau pe genunchi și să meditezi, Doamne, ajută-mă să înțeleg de unde a venit nenorocirea. Te duci cu mașina la reparat, Doamne, nu mi de un bec, nu -mi, arde, nu, -mi nu, merge un far. Oh, bine, spune electrician, ce să o luăm pe fir. Și o ia pe fir și încearcă, avem curent aici, avem aici, avem aici, până, opa, aici nu mai este. De aici vine problema. Se rezolvă și gata. Noi ar trebui să stăm liniștiți în meditație, în rugăciune, în judecată, serioasă. Când judecăm pe alții, suntem foarte pricepuți să interpretăm motivele lor, să spunem cauzele pentru care face un lucru sau altul, să bănuim, să suspectăm. Imediat când e vorba de altul, asta înseamnă că avem puterea să judecăm lucrurile. Dar cum rămâne când e vorba de tine însuți? Așa l-a întrebat din Teman pe Iov. Zice, tu, tu ai lucrat cu alții foarte mult, dar acum când e vorba de tine, acum cum răspunzi la treaba aceasta? Iubiți frați, am fost îndemnat în ultimul timp, fără să fiu un rebel sau un eretic, să iau la mână niște expresii foarte purtate printre noi. Multe. Și poate că ați remarcat în anumite predici precedente, faptul că au fost pur și simplu supuse studiului anumite lucruri care sunt înghițite nemestecat, de la sine, de ani de zile sunt împământenite. Vă amintiți că toată lumea a știut că Păianjă nu are opt picioare, pentru că Aristotel a spus așa. Secole întregi toată lumea a scris că are opt picioare, până când a ajuns la Lamarck. Lamarck a spus, nu domnule, are șase. Domnule, te dau afară în facultate dacă mai spui care are șase. Pe păi când Arișotel a spus că are opt picioare, cum îți permiți să spui care are șase? Păi le-am numărat, domnule, eu le-am numărat, sunt șase, vin cu aceea. Le-am numărat și asta a fost, dar secole întregi omenirea a spus că are opt picioare. Și la fel este astăzi, în teologie, în credință, peste tot s-au împământenit anumite zicători, anumite proverbe, anumite expresii de tradiție, în virtutea cărora oamenii trăiesc și acționează pe baza lor. Și una dintre ele este aceasta. Împreună cu porunca, Dumnezeu dă și puterea. Totdeauna am auzit repetat cuvântul acesta. Este acesta un cuvânt adevărat sau nu e adevărat? Este adevărat. Fără discuție că este adevărat. Care Dumnezeu, care părinte dintre noi ar da o poruncă sau ar cere ceva unui copil al lui în mod absurd, fără să-i dea mijloacele de care are nevoie ca să împlinească ceea ce a cerut, fără să se întrebe cum va face lucrul acesta, cu atât mai mult Dumnezeu. Ați observat ce i-a spus lui Iosua? Iosua tremura în fața însărcinării și în versetul 9 Domnul îi spune Nu ți-am dat eu, oare, porunca aceasta? Nu ți-am dat eu porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te! nu te înspăimânta, nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. El nu te ia, îți dă o poruncă și te trimite să te duci nu știu unde și te lasă singur să te duci acolo. Nu, e foarte frumoasă cântarea aceea americană, zice, aș vrea mai bine să văd o predică decât să aud o predică. Aș vrea mai bine pe cineva care să meargă cu mine unde am trebuință să mă duc, decât pe unul care să-mi dea direcții. Eu pe aici, prima la stânga, a doua la dreapta și până la urmă nu mai știu de unde e plecat Aș vrea pe unul care să, să meargă cu mine, să mă însoțească. Este, este extraordinar. Și Domnul îi spune lui Iosua, eu asta fac cu tine. Eu nu ți-am dat poruncă, du-te și cucerește Canaanul și eu stau în cer aici și mă uit la tine ca la televizor, ce faci? Nu! No. Eu când ți-am dat poruncă, zice, eu merg cu tine. Eu te întăresc, eu îți dau putere, nu te teme, nu te îngrozi de nimic dacă eu sunt cu tine. Nu ți-am poruncit eu acest lucru. Va să zic că, după aceea cum îi vorbește lui Eremia, nu spune că ești un copil, eu te trimit, eu voi fi cu tine, eu te voi întări, n-ai nicio teamă, ai să stai în fața împăraților, ai să vorbești, ai să dărâmi, ai să zidești. Nu te teme dacă eu ți-am spus asta. Și la fel, Isaia și toți prorocii din Scripturi, împreună cu porunca vine și puterea. Atunci, cum se explică prăbușirea? Cum se explică înfrângerea? Căderea? Nu ți-am spus eu, du-te și fă cu tare lucru și ți-am dat putere să faci și totuși... Ha! Când Moise a fost în mijlocul revoltei poporului, în ziua aceea în care ar fi avut ceva scuze omenești, că murise sora lui și erau probleme grele pe sufletul lui, tocmai atunci a izbucnit revolta teribilă. Dar nu există scuză. Niciodată Domnul nu menționează și n-a spus despre nimeni, lăsați-l săracul că aia a murit sora lui în dimineața, poate să păcătuiască azi, fiindcă că a murit sora sa. Nu. No. Dacă a murit sora lui astăzi, azi Dumnezeu va da o măsură dublă de putere, pentru că a murit sora lui niciun fel de, de rabat de la dreptatea și credincioșia lui Dumnezeu pe baza evenimentelor sau a ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și în acea zi, el vine la Domnul și spune, ce fac? Și Domnul a spus simplu, te duci și vorbești stâncii din fața ta. Și stânca va da apă. L a dat apă și s-a terminat. Aceasta era porunca. Te duci, vorbești și iese apă. A fost putere în porunca aceasta sau n-a fost putere? A fost. De ce a căzut omul ăsta atunci? Păi de ce a făcut ceva în plus? Că tocmai în asta constă căderea. De ce, a, așa mi-ați răspuns că a făcut ceva în plus, dar, dar de ce a făcut ceva în plus? Cum să cazi când Dumnezeu a spus, hei, te duci acolo și faci ce ți-am spus eu. Nu ți-am poruncit eu să faci treaba aceasta. Eu sunt răspunzător pentru ceea ce spun să faci. Împreună cu porunca ți-a puterea să faci lucrul acesta. Și el pleacă acolo și acolo cade. Cum? A fost ispitit, așa este, dar ispita nu este o scuză pentru păcat, niciodată. Pentru că Dumnezeu dă putere, Deci nu va a ajuns nicio ispită care să fie peste puterile care v-au fost date. Nu vă, nu vă nu? Cum se face că omul acesta totuși a căzut? În ciuda poruncii lui Dumnezeu, în ciuda puterii care Dumnezeu a dat-o. A căzut! Cum se face că n-a ascultat? Pentru că Dumnezeu când îți dă putere, zice, eu îți voi da o inimă ca să mă asculți, să mă urmezi. S-a spus? S-a spus. mai în asta consta căderea. Că... De Dar știți, de asta se umblă după cutiile negre. Acolo sunt înregistrate toate convorbirile din avion, cine ce a discutat, ce a zis, ce s-a întâmplat. Unul țipă, vai, s-a aprins becul acesta, celălalt spune, nu, stingem partea altă, tragem așa cu tare, fă așa pe dincolo. Toată conversația este acolo. Conversația mai târziu este redată pe bandă și se știe fiecare ce a vorbit, ce s-a întâmplat acolo a apărut o lumină, miroasă fum sau nu știu ce. Tot, tot, tot se știe. Și ei decodifică pentru a ști din ce cauză s-a prăbușit aparatul acela. Și la fel trebuie să facem noi cu viața noastră. Îmi pare rău că mai avem puțin de trăit. Am, știți, m-a întrebat cineva recent la Londra. Zice, câți ani ai? Și zic, nu cred că este corectă întrebarea. Ar trebui să mă întrebi câți ani nu mai ai? că pe ăștia nu-i mai am, zic, 49 de ani, pe nu-i mai am. Câți mai am, nu știu. Da, cât nu mai am, știu precis. Pe ăștia nu-i mai am, s-a dus. Acum, timpul care ne mai rămâne, cu ajutorul Domnului, răscumpărați vremea. Trebuie să mergem la un exemplu mai, mai izbitor, mai clar. Vom descoperi ceva foarte important în această seară. Va trebui să-l luăm la inimă, va trebui să-l punem în practică și va trebui să mergem după el în fiecare zi. Nu este ușor ca să înveți firea și fiara aceasta pământească a noastră, să o înveți să meargă în căile Domnului. E cel mai greu de. Ați văzut ce spune Iacov? Tot felul de animale au fost dresate. Și omul le-am blânzit. Ei, dacă când e vorba de firea Lui, Asta este puțin mai greu. Dar vom lua un alt exemplu în considerație și vă asigur că veți descoperi. Aș putea să spun din prima clipă, dar bucuria și plăcerea mea este și când predau ceva matematică sau altceva, îmi place să văd un student sau un copil că descopere el despre ce este vorba. Bun. Vom lua un alt exemplu. Corabia în care erau ucenicii, scrie Biblia, era învăluită de valuri. Și despre ziua, în a patra strajă, Iisus vine mergând pe ape și ei îl văd și țipă. Și cred că este o nălucă, cred că este un semn de moarte. Ei încă mai credeau în năluci pe atunci. Cred că este un semn de moarte. Domnul nu i-a bătut, fiindcă ei credeau încă în năluci. Au răbdare cu ei, le-a mai dat timp ca să nu mai creadă în năluci. Deși stătuse destul de mult timp cu el, dar încă mai credeau în năluci. În orice caz, în momentul când au văzut pe Isus. Petru ia cuvântul și inițiativa. Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe ape. Interesantă cerere. N-a cerut niciodată vreun muritor să meargă pe ape. Nu, dar el a cerut direct. Dacă ești tu, cheamă-mă la tine. Pentru că dacă, dacă mă vei chema la tine și voi merge pe ape, știu că ești tu. Nu era o expresie a necredinței aceasta. Sau o ispită pentru Domnul, cum spunea Satana, dacă ești, nu în acest sens. Este mare diferență. Mare diferență. Era pur și simplu o dorință fierbinte de a se încredința că acela din fața lui este Domnul. Era o expresie a înțelepciunii, care cercetează duhurile, nu înghite totul nemestecat, care studiază totul în lumina Cuvântului Dumnezeu și a adevărului. Și face legătura de la cauză la efect. Ce spune Iisus? Vino! Aceasta a fost porunca. Vino! Ce se găsea în această poruncă? Puterea de a merge pe apă. Era în porunca aceasta. S-a dat jos de pe marginea Corebiei, sau că sus a sărit banc pe apă. Și nu s-a dus în jos. Cum ar cădea pe... Și a început să meargă. Era putere în această poruncă. Și ce s-a întâmplat? A început să meargă nu numai înainte, a început să meargă și în jos. Că noi uneori mergem înainte, dar începem să mergem în jos. Asta e marea problemă. Și a mers în jos mai repede decât a mers înainte. Să desfacem puțin cutia neagră. De ce s-a întâmplat așa ceva? Când în porunca lui Dumnezeu se găsește puterea de a face un lucru. Nu se poate îndoi nimeni, s-a dovedit clar. Dacă nu era putere în această poruncă, el n-ar fi coborât de pe bord și ar fi mers pe apă, așa ca pe, ca pe beton. Dar era putere în poruncă aceasta. A fost oare insuficientă puterea lui Dumnezeu? A fost suficientă numai pentru început? A fost Dumnezeu cu noi? Aud unii oameni care povestesc experiențe de la începutul credinței. Tot pe cele le spun. A fost Dumnezeu cu noi numai la începutul credinței? Nu are El putere? Nu este El pe tot parcursul vieții cu noi? Nu este El același ieri când am început ca și astăzi? Este El cu Petru numai când a sărit peste bordul bărcii? Și când a început să meargă, când a început să meargă, este el numai la început sau Dumnezeu are putere să ducă totul la bun sfârșit? Și sunt încredințat, spune Apostolul Pavel, că el va sfârși ce a început. El nu va lăsa lucrul neterminat. Și totuși, Petru o ia în jos. O ia în jos. Și cu toate că este un mare notător și lui nu e frică de apă, un pescar ca el, experimentat de o viață, știe să lupte cu vanurile. Este atât de îngrozit de ceea ce se întâmplă, nu de, de apă, lui nu e frică de apă. Lui este frică de ceea ce vede, că s-a stins puterea lui Dumnezeu în el. S-a dus, moare pur și simplu. Doamne, scapă-mă! Strigă disperat. Și Dumnezeu întinde, Domnul Hristos întinde mâna, îl prinde de mână și ce se întâmplă cu el când îl prinde de mână? Ce se întâmplă cu apa în clipa când îl prinde Isus de mână pe Petru? vine tare din nou. Apa este din nou tare pentru el. Ei merg împreună acum, se întorc mergând pe ape. Petru merge tot drumul înapoi la Corabie pe apă, așa cum a venit. Dar cine poate să-mi spună taina, care este așa de evidentă, nici nu mai este taină. Dar noi trebuie să o luăm la inimă. Cine poate să-mi spună când și unde și de ce a început scufundarea acestui om? Asta e răspunsul. Și a luat ochii de la Domnul. Căci, fraților, porunca nu are niciun fel de valoare. Puterea care este în poruncă nu are niciun fel de valoare. Dacă nu ținem ochii la Domnul, dacă am luat ochii de la Domnul, suntem la fel de neputincioși ca unul care nu crede în Dumnezeu. Dacă am luat ochii de la Domnul, suntem ca unii pe care nici măcar nu ne-a chemat sau nu ne-a trimis Dumnezeu. Nu e totul să primești porunca de la Dumnezeu și puterea de a face lucrul acesta. Totul este așa cum spune Pavel să ne uităm țintă. La căpetenia și de credinței noastre. Pentru că aceeași poruncă e dată tuturor oamenilor, să știți. Aceeași poruncă. Aceeași putere e dată tuturor oamenilor. Dumnezeu nu face părtinire. Unuia îi dă putere, unuia nu îi dă putere. Nu face Dumnezeu așa ceva. Absolut aceeași poruncă, absolut aceeași putere. Unde este problema? Depinde la cine ne uităm. Când Moise s-a prăbușit lângă stânca, acolo, în căderea lui, la cine se uita el în momentul când a căzut? Cine poate să-mi spună? <laughs> Ai răspuns foarte bine. El se uita la noi? Adică zicând noi, însemna el și fratele lui Aron. El a luat ochii de la Dumnezeu care i-a spus, vină cu acest și merge în fața stâncii, i-a dat porunca și i-a dat puterea să facă lucrul acesta, a luat ochii de la Dumnezeu și a pus ochii la sine. Și în clipa aceea, prăbușirea. Zadarnică porunca, zadarnică puterea, dacă privirea noastră nu este ațintită la Isus. Cum ne luăm ochii de acolo? Totul s-a pierdut. Când Petru s-a scufundat în apă să se nece cum să o neca pe scarul nostru, unde se uita el în momentul acela? La Petru se uita el. Și la, la valuri se uita. Dar vă spun ceva. El se uita la valuri în comparație cu el. Adică a zis: Sunt prea mari valurile astea pentru mine. Sunt prea mari pentru mine. Dar nu a zis sunt prea mici pentru Domnul. Se vede că apele pe care mergea Isus nu erau ape liniștite așa ca oglinda că drumul pe care ne conduce El poate să fie foarte valurit uneori, extraordinar. Dar ce cu asta? ce cu aceasta? Dacă valurile acelea sunt prea mari pentru mine, în același timp sunt prea mici pentru Isus. Ce frumos îi spunea lui Iosua, nu ți-am zis eu. Când David s-a uitat la Domnul, a ucis leul și a ucis ursul. Când s-a uitat la Domnul, a dat cu piatra în fruntea blestemătorului de Dumnezeu. Când a luat ochii de la Domnul și i-a așezat la o altă persoană, numită Batșeba, a scris în cartea vieții lui o pagină murdară și sângeroasă, cumplită. Pagina aceea a fost scrisă nu pentru că porunca lui Dumnezeu nu era clară, și nu pentru că nu avea putere să împlinească acea poruncă, ci fiindcă a luat ochii de la izbăvitorul lui, de la mântuitorul lui. Și i-a așezat acolo unde nu trebuie. De aceea spune eu în cartea lui, așa de frumos: făcusem un legământ cu ochii mei. Și care era legământul lui cu ochii lui? Cam să mă uit unde trebuie că n-am să mă uit unde nu trebuie. Vorbeam cu un prieten și mi-a zis, zice, aș vrea să nu pun în viața mea nimic rău înaintea ochilor mei. ce deci eu mă cunosc pe mine, eu știu cine sunt și eu nu vreau să pun în viața mea nimic rău în fața ochilor mei. În momentul în care Samson a privit la Dumnezeu, s-a petrecut cu el ceea ce o singură dată s-a mai întâmplat în Biblie. Moise a fost singurul care a dat apă din stâncă la porunca lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. În afară de Moise, mai este Samson. Vă amintiți -am că lângă stânca Lehi, putem să citim aceasta în Cartea Judecătorului la capitolul 15, versetele 18-19, lângă stânca Lehi, Samson, a privit la Dumnezeu, a strigat la Dumnezeu, după apă și ce s-a întâmplat? Stânca s-a despicat și a țâșnit apă din ea. Fraților, a citit cuvintele, de ce Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica un proroc ca mine. Același Isus care era în Moise, era în Samson, când a înălțat rugăciunea aceasta, a țâșnit apă din stâncă. Atunci când a ținut ochii la Dumnezeu. Dar când a luat ochii de acolo și i-a îndreptat în altă parte, ce s-a întâmplat cu ochii lui? Și a pierdut ochii. Nu că nu avea poruncă clară de la Dumnezeu. Nu că nu avea putere de la Dumnezeu. Dar nu s-a uitat unde trebuie. Și când nu te uiți unde trebuie, ce se întâmplă? Te uiți unde nu trebuie. Niciodată nu va exista un vid în mintea noastră sau un neutru. Nu. No. Când nu ne uităm unde trebuie, o să ne uităm imediat unde nu trebuie. Iubiții mei frați, pentru vremile care stau în fața noastră și care se anunță grozav de tulburi și de întunecate, doresc din toată inima să las moștenire casei mele și sufletului meu și adunării noastre. Acest îndemn al Scripturii să ne uităm țintă la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre. Nu vă luați ochii, nu vă abateți de acolo, nu uitați, nu pierdeți din vedere nicio clipă. Pentru că satana va găsi mijloace scusite, mijloace extraordinare ca să abate atenția. Cei care ați văzut sau ați citit Robin Hood, știți, marele arcaș care trăgea la țintă, extraordinar, este o scenă acolo care trebuie ținută minte. La un moment dat, era un arcaș, un ucenic de-al lui Robin Hood. Și arcul era întins și țintea acolo. Și la un moment dat, Robin Hood se apropie de el și spune la ureche: Zice, tu poți să mai tragi în țintă în cazul că ai fi distras. Și el a zis: Da. Și în clipa aceea Robin Hood a luat o săgeată și l-a gâdilat cu pana de la săgeată, la a gâdilat în ureche. Și el care ține arcul întins și ochii se la perfecție, la țintă, când a dat drumul săgeții, sub gâdilătura aceea din ureche, săgeata a zburat haotic, departe de țintă. Dar un altul îl întreabă pe Robin Hood, dar tu poți să tragi la țintă dacă ești distras? Și el a spus da. Și a întins arcul și a ochit, și el, care nu rata niciodată și care tragea și într-un fir de păr cu arcul lui. În clipa când persoana aceea s-a apropiat și i-a spus niște cuvinte de flatare la ureche, i-au tremurat mâinile, săgeata a zburat, a trecut departe de țintă și era să omoare un om. La o clipă a trecut de un om, la un milimetru. Poți să mai ții privirea la Isus, poți să mai tragi la țintă atunci când ești distras. Numai Dumnezeu ne poate ajuta în privința aceasta. El nu va îngădui niciodată ca o distracție sau o distragere să vină asupra noastră, care să fie peste puterea noastră. El nu va îngădui așa ceva. Noi înșine trebuie să vegem ca nu cumva să fim distrași, să ne fie abătută atenția, să nu ne mai uităm țintă unde trebuie, ci să ajungem să ne uităm țintă unde nu trebuie lucruri mici din viața noastră pot produce mari nenorociri. În 1995, o veveriță în Manhattan, lângă New York, a făcut din greșeală, din greșeală, e veveriță, a atins sârme de înaltă tensiune, a provocat un scurt circuit, acesta a topit un cablu care a căzut peste un tren, la rândul lui trenul a agățat cablu și l-a tras, a smuls celelalte cabluri, și zeci de mii, sute de mii de navetiști, la oră de maximă circulație, au stat încremeniți în trenuri, în tramvaie, peste tot, din pana pe care a produs-o o micuță veveriță undeva. Biblia a zis, prindeți vulpile mici, că vă distrag privirile de la Dumnezeu. Nu să vină vulpi din astea cu coadă pe la noi pe acasă. Dar o să vine cineva care își bagă coada, se zice, tot așa românește. Și va încerca să ne distragă atenția de la Domnul Hristos. În fiecare ispită există această tentație a diavolului. Fie lucruri mici ne vor distrage atenția, fie vom fi înclinați să nu băgăm în seamă lucrurile mici, spunând, oh, asta nu este așa de importantă. Diavolul e mulțumit cu așa ceva. Mântuitorul ne-a spus, cine este credincios în cele mai mici lucruri, va fi și în cele mari, în mari prigoniri sau în mari evanghelizări sau în mari martiraje. Dacă e credincios în cele mai mici lucruri. Dacă nu, nici acolo nu va fi. Și de multe ori ceea ce ni se pare nouă nesemnificativ, neimportant, de trecut cu vederea, privit cu superficialitate, ceea ce ni se pare de acest fel, Tocmai acele lucruri pot să ascundă mari valori, fiindcă Dumnezeu încearcă mândria sufletului nostru. Domnul Hristos ne va tăia calea îmbrăcat foarte umil, prin mijloace de-a dreptul surprinzătoare. Ne va vorbi printr-un copil, ne va vorbi printr-o întâmplare, ne va vorbi printr-o experiență. Inima mândră nu va lua în considerație, ea va aștepta un spectacol nemaipomenit. Inima mândră va pierde ocazia. Dar cel umil va moșteni țara. Pentru că Dumnezeu a deschis ochii. În Massachusetts, un lucrător de la gunoi, cu mașina la rampă, descărca gunoiul. Pasiunea vieții lui a fost aceea să găsească în gunoi lucruri pe care oamenii le-au pierdut. Și el știa de câte ori neatenția oamenilor, superficialitatea oamenilor, mândria oamenilor, a făcut să se piardă valori extraordinare. Și când descărca acolo, un pahar din acesta de răcoritoare, de care era lipită o etichetă. Era un fel de timbru care se lipea acolo și undeva la 25 milioane de pahare din acelea de răcoritoare, pe timbrul acela scria o anumită sumă de bani. Cine s-ar fi oprit când descărca un așa trac imens de gunoi, într-o rampă de gunoi atât de mare cât munții de mare, cum știți că este aici în America, cine s-ar fi oprit să acorde atenție unui pahar din hârtie, un pahar gol folosit la recoritoare. Dar el era omul care în decursul multor ani a învățat să prețuiască lucrurile umile în aparență. A pus mâna imediat și a luat paharul acela de acolo. A dedipit eticheta, și nu scria nimic altceva sub eticheta aceea. S-a întâmplat pe data de, de 11 iunie 1995 acest lucru în Peabody, Massachusetts. S-a întâmplat. Numele omului este Craig Randall. Nu scria nimic altceva sub eticheta aceea pentru acest lucrător sărac de la gunoi decât următoarele cuvinte. Sunteți proprietarul unei case în valoare de 250.000 de dolari. Asta era tot ce scrie acolo. Așa a fost. Dragii mei, vreau să ne rămână imprimat bine în mintea și în inima noastră cuvântul Domnului Spus nou în această seară. Să ne uităm țintă la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre. A lui Dumnezeu este porunca, a lui Dumnezeu este puterea. Chemarea noastră este să nu ne luăm privirea de acolo. Și Dumnezeu să ne dea tuturor izbândă. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru bun, am învățat în această seară că taina biruinței este privirea țintă la Domnul Hristos. Dar tu știi cât de fragilă este atenția noastră. Tu știi cât de ușor putem fi distrași. Ne întoarcem spre tine în seara aceasta pentru a ajutor, Tatăl nostru Ceresc. Și ne întoarcem către exemplu Domnului nostru Iisus Hristos, care a călcat pe acest pământ cu privirile ațintite la tine, Doamne. Până în clipa în care și-a dat suflarea, ochii lui tot la tine au fost. dă și nouă, te rugăm, acest duh și această putere. Și fă ca niciodată ochii noștri să nu fie abătuți de la tine, indiferent ce va inventa satana în jurul nostru și cu ce va încerca să ne abată atenția. În același timp, te rugăm să ajuți ca puterea pe care tu ai pus-o în porunca ta, să rămână pentru noi totdeauna către un bun sfârșit, către un final fericit, către o împlinire glorioasă și nu către o cădere sau scufundare în credință din pricina faptului că am luat ochii de la tine. Dă-ne puterea aceasta, te rugăm. Veghează asupra sufletelor noastre și ajută-ne să veghem asupra sufletelor noastre. Dă-ne înțelepciune și putere să ne judecăm singuri ca nu cumva să ajungem să fim judecați. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel bun și sfânt, care ne va spune în șoaptă, iată drumul, mergi pe el, când vom voi să ne abatem la dreapta sau la stânga. Și drumul acesta, Doamne Iisuse, este o persoană, cea care se numește calea, pentru care îți mulțumim și te binecuvântăm. Amin.